Cât de important este faptul că iată, pentru încă una se cinstește memoria tatălui tău, al regretatului tehnician Iosif Bicuș? Eu cred că este foarte important. Părerea mea că acest turneu a început în urmă cu 7 sau 8 ani și întrerupt de perioada pandemiei, a continuat și a devenit un fel de tradiție a fotbalului constanțean, a fotbalului local, prin sprijinul autorităților locale, a JF-ului și cu sprijinul, bineînțeles, a Academiei Hagi, a domnului Gheorghe Hagi în principal. El cred că și-a atins scopul pentru care a fost înființat, de a verifica și de a testa tinerile talente, tinerii fotbaliști. Iar pe această cale țin să le aduc multe mulțumiri că ne-au onorat cu prezența și au făcut eforturi din punct de vedere fizic și financiar, bineînțeles, de a participa la acest turneu. Vreau să felicit în continuare echipele câștigătoare, dar numai puțin toate reprezentantele. Și locul întâi la trofeul Iosif Bicuș și categoria 2015, Academia de Fotbal Gheorghe Hagi!
competiție de nivel național, cu echipe din toată țara care au venit aici la Academia Gheorghe Hagi, căruia și mulțumim pe această cale pentru că ne-a pus la dispoziție toată infrastructura de care am avut nevoie pentru o bună desfășurare a competiției. Sperăm să nu ne oprim aici, acest al doilea an, să-l atragă și pe al treilea. Cât de important este și faptul că se cinstește și memoria fostului tehnician Iosif Bucoșii? Da, este memorialul lui Iosif Bucoșii, domnul antrenor Iosif Bucoșii, care mi-a fost și mie la un moment dat antrenor, dar cinstim memoria unui mare tehnician și fost mare fotbalist și sperăm să nu ne oprim aici.